сердца жгучи. Dorim din toată inima să-L binecuvântăm pe Dumnezeu în această zi. Să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și în zilele bune, dar să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și în zilele grele.
Dumnezeu să ne dea putere, dragii mei, să putem să-L binecuvântăm pe Dumnezeu în orice vreme. Și lauda Lui să fie totdeauna în gura noastră. Chiar dacă ne este greu, chiar dacă sunt lacrimi, dorim să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Dorim din toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze această familie. Am venit în locul acesta, în această zi, nu neapărat să slujim, ci am venit să fim alături de familie. Și ne rugăm din toată inima, Dumnezeu din ceruri să mângâie această familie, Dumnezeu să-i întărească, pentru că există unul singur care poate lega rana și acela este Iisus Hristos, Domnul. Cum mângâie El, nimeni nu poate mângâia. Cum ne înțelege El, nimeni nu ne poate înțelege pe fața Pământului. De aceea mă rog din toată inima, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste această familie și Dumnezeu să-i întărească, să-i sprijinească și să le dea putere să treacă biruitorii. Lăudat să fie Dumnezeu, onorat să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze în această zi. Doresc să dau citire la un cuvânt din partea lui Dumnezeu și am vrea fiecare dintre noi să fim culoarea minte la cuvântul lui Dumnezeu oamenii. Am venit în locul acesta pentru un singur lucru, știți care? Să vă îndemnăm să vă împăcați cu Dumnezeu câtă vreme mai sunteți în viață. Să vă împăcați cu Dumnezeu câtă vreme mai sunteți pe pământul și în trupul acesta. Pentru că ascultați-mă, oameni buni, oricare fi în locul acesta, iertare după moarte nu mai există. Salvare după moarte nu mai există. Iertarea se capătă, dragii mei, câtă vreme suntem în viață. Salvarea se capătă câtă vreme suntem în viață. Și Dumnezeu să binecuvânteze orice inimă din locul acesta. Astăzi când mai auzim glasul lui Dumnezeu. Astăzi când mai suntem în picioare. Astăzi cât mai pot să vezi, cât mai pot să auzi, dragul meu. Împacă-te cu Dumnezeu într-o vreme ca aceasta. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. În Psalmul 89, cu versetul 48, omul lui Dumnezeu pune o întrebare. Este vreun om care să poată trăi ca să nu vadă moartea? Care să poată să scape sufletul din locuința morților? Este o întrebare, dragii mei, pentru noi toți valabil. Există vreun om care poate trăi și să nu vadă moartea? Ați văzut pe cineva să trăiască veșnic pe pământul acesta? Biblia spune și declară că toți oamenii de pe fața pământului suntem datori cu moarte. Nimeni nu poate trăi fără să vadă moartea. Pentru că moartea, dragii mei, înseamnă sfârșitul călătoriei noastre aici pe pământ. Dar lucru important pentru fiecare om de pe fața pământului este acesta. Ce se întâmplă după moarte? Unde va ajunge sufletul tău și sufletul meu, dragul meu? Ți-ai pus vreodată întrebarea asta? Că viața pe pământul ăsta e trecătoare, e scurtă. Fratele Petrică și-a sfârșit călătoria pe acest pământ. Într-o zi și călătoria ta și călătoria mea se va sfârși. Important pentru fiecare om din lumea aceasta este să poată să salveze sufletul. În Marcu capitolul 8 spune Biblia așa: ce-i folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Ascultați-mă, oameni buni, în această zi. Singurul lucru care putem salva de pe fața pământului nu-i casa, nu-i mașina, nu-s banii, nu-s averile, nu-s lucrurile materiale. Singurul lucru care pot salva de pe fața pământului este sufletul care Dumnezeu ți l-a dăruit. Într-o zi vei pleca, într-o zi vei părăsi pământul. Niciunul dintre noi n-am adus nimic în lumea asta, ci tot ce avem, avem din mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dăruit viață. Dumnezeu ți-a dat mâini sănătoase, Dumnezeu ți-a dat picioare sănătoase. Dumnezeu ți-a dăruit părinți, Dumnezeu ți-a dăruit o familie, Dumnezeu ți-a dăruit soție, Dumnezeu ți-a dăruit copii, Dumnezeu ți-a dăruit un adăpost. Ascultați-mă în această zi, tot ce avem, avem din mâna lui Dumnezeu. El este acela care a dat, dragii mei.
Noi n-am adus nimic în lumea asta. Și în momentul când vom pleca de pe fața Pământului, nu o să luăm nimic cu noi. Singurul lucru care pot salva în viața asta e sufletul care Dumnezeu ți l-a dăruit. Pentru că nu există om pe fața Pământului care poate trăi și să nu vadă moartea. Toți suntem datori cu moarte. Toți vom pleca într-o zi, mai devreme sau mai târziu. Toți vom pleca de pe fața Pământului. Se pune întrebarea pentru noi în această zi. Unde va ajunge sufletul tău, dragul meu? Pentru că singurul lucru care rămâne veșnic e sufletul care Dumnezeu ți l-a dăruit. Vreau să te întreb în această zi care ești aici. Cât de mult îți prețuiești sufletul? Cât de mult îți pasă de sufletul meu? Dacă mai suntem în viață, dacă ne putem vedea unii pe alții, dacă putem să vorbim unii cu alții, dacă putem să stăm unii lângă alții, știți de ce putem face lucrul ăsta? Că sufletul încă mai este noi. Uitați-vă ce se întâmplă, dragii mei, uitați-vă la fratele Petrică, ce se întâmplă în momentul când pleacă sufletul. Nu mai pot să vorbești, nu mai pot să vezi, nu mai pot să îmbrățișezi pe cineva. Ai dori să mai auzi glasul lui, ai dori să mai auzi o vorbă din gura fratelui Petrică, dar nu se mai poate. Știi de ce? Pentru că sufletul a plecat. Ascultați-mă, dragii mei, comara pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o e sufletul care e înăuntrul tău și înăuntrul meu. Cât de mult îți presuie sufletul într-o vreme ca aceasta? Cât de mult îți pasă de sufletul tău, dragul meu? Pentru că într-o zi vei pleca de pe acest pământ și n-ai să iei nimic cu tine. Viața asta, dragii mei, nu-i decât un amur. Viața asta nu-i decât o suflare. Ascultă-mă, Dumnezeu ți-a dăruit viața în această zi. S-ar putea un mâine să nu mai existe pentru tine. Dumnezeu te cheamă în această zi. Împacă-te cu El. Întoarce-te la El. Câtă vreme mai ești în viață, dragul meu. Pentru că ziua de mâine nu ți aparține. Ziua de mâine nu e a ta și nici a mea, ci Cel ce-i stăpân peste viață, Cel ce-i stăpân peste zile, Cel ce-i stăpân peste noi, peste tot pământul, e unul singur și acela e Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui. Dumnezeu dă viața și Dumnezeu o oprește într-o zi, dragii mei. Nimeni nu-i stăpân peste viață. Viața nu ne stă la dispoziție. Zilele nu ne stau la dispoziție, dragii mei. Ascultați-mă, viața în adevăr nu-i ceea ce cred oamenii. Că unii cred că viața înseamnă bani și toată viața numai după bani alargă. Unii cred că viața înseamnă averi și toată viața o consumă făcând avere. Și într-o zi vei pleca, știi cum, cu mâinile goale. Uitați-vă la fratele Petrică. Dar avea nu știu câte case, dar avea o casă cu 5 nivele, dar avea 10 mașini la parte, dar avea 60 de bani în casa lui. Tot cu mâinile goale o plecat fratele Petrică. N-ai să iei nimic cu tine, dragul meu. Toate lucrurile astea care le vedeți voi și le prețuim și ne punem încrederea în El și ne lăudăm cu averile noastre și cu casele noastre, într-o zi vor rămâne gunoaie. Singurul lucru care pot salva de pe fața pământului e sufletul care Dumnezeu ți l-a dăruit, dragul meu. Dumnezeu nu ne ține în viață, dragii mei, să facem bani, să facem avere, să ne împlinim poftele și dorințele noastre. Nu pentru asta Dumnezeu te ține în viață. Ci Dumnezeu te ține în viață pentru că te iubește. Și vrea să-ți mântuiască sufletul. Vrea să-ți salveze sufletul tău, dragul meu. De aceea am venit în această zi, îndemnați de Duhul lui Dumnezeu, să vă îndemnăm într-o vreme și într-o lume ca aceasta. Pentru că mult nu mai este și Cel ce vine va veni într-o zi și toate lucrurile se vor sfârși de pe fața pământului, dragii mei. Să ne putem împăca cu Dumnezeu câtă vreme se mai poate. Câtă vreme mai suntem în viață. Pentru că spunea și fratele Silviu, de murit, toți murim. Dar important e să plecăm împăcați cu Dumnezeu. Important e să-ți asiguri sufletul pentru cer, pentru împărăția lui Dumnezeu, că într-o zi vei pleca de pe acest pământ. Pentru că viața în realitate, dragii mei, nu-i decât un timp. Asta-i viața. De 20, de 40, de 60, de 80. Nimeni nu știe, dragii mei, cât timp are la dispoziție. Lucrul cel mai periculos pentru toți oamenii este că niciunul dintre noi nu știm cât timp avem la dispoziție.
La noi în sat au plecat atâția tineri. 18 ani, tânără, n-a fost bolnavă. A făcut infart și a plecat din viață. O altă tânără de 20 de ani a lăsat doi copii în urmă. La 20 de ani a plecat din viață. Ascultă-mă, viața nu stă la dispoziție, dragul meu. Viața e darul lui Dumnezeu și Dumnezeu îți dă viață să te poți împăca cu Dumnezeu. Dumnezeu te așteaptă în fiecare dimineață. Dumnezeu își arată dragostea față de noi în fiecare zi. Dumnezeu te ridică din așternutul tău în fiecare dimineață. Dumnezeu îți deschide ochii să poți să vezi lumina zilei. Dumnezeu îți întărește picioarele. Dumnezeu îți întărește mâinile. Dumnezeu dă viață copiilor tăi să te poți bucura de ei. Dumnezeu își arată dragostea în fiecare zi. Și Dumnezeu te cheamă cu dragoste în fiecare zi. Dumnezeu te cheamă prin bunătate, dragul meu. De atâtea ori am fost bolnav și Dumnezeu ne-a vindecat. De atâtea ori am fost căzut și Dumnezeu ne-a ridicat. De atâtea ori am zis, Doamne, nu mai există nicio șansă. Și Dumnezeu a dat biruință. Dumnezeu își arată dragostea față de noi, deși nu merităm. Pentru că Dumnezeu te cheamă prin dragoste, dragul meu, în această zi. Împacă-te cu Dumnezeu. Câtă vreme mai ești pe pământ. Că viața nu-i decât un timp și nimeni nu știe cât ține viața lui pe pământ. Fratele Petrică a trăit 74 de ani. Dumnezeu i-a dat harul acest să ajungă la vârsta asta frumoasă. Alții au plecat la 18 ani, alții au plecat la 21 de ani. Nimeni nu știe cât va trăi pe acest pământ. Viața nu-i decât o călătorie. Există un început și există un sfârșit. Dar vreau să te întreb în această zi, dragul meu, unde va ajunge sufletul tău? Dacă ziua de azi ar fi ultima zi de viață pentru tine, unde îți va ajunge sufletul? Unde îți vei petrece veșnicia? În cer, alături de Dumnezeu? Sau în durere, în chin și suferință? Totul depinde de tine, dragul meu, ce alegi în viața asta. Alegi să trăiești cu Dumnezeu sau alegi să trăiești fără Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, ne învață să trăim frumos. Dumnezeu ne învață să iubim. Dumnezeu ne învață să iertăm. Dumnezeu ne învață să răbdăm. Dumnezeu ne învață să fim smeriți. Dumnezeu ne învață să trăim o viață frumoasă. Nimic altceva. Pocăința e lucrul cel mai frumos în viața asta. Pocăința e poruncă dată de Dumnezeu, nu de oameni. Pocăința nu înseamnă să schimb religia. Pocăința nu înseamnă să schimb biserica. Pocăința înseamnă să schimb viața și caracterul. Să schimb purtarea, vorbirea și gândirea. Și să pot să fiu un om în adevăratul sens al cuvântului. Lăudat să fie Domn. Lăudat.